Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vom vorbi despre siguranță, BMW i5 vs Volvo XC90. Dacă o să vă placă acest video, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Ei bine, noua generație BMW i5 este disponibilă și pe piața din România, după cum bine știți. SUV-ul producătorului german a reușit ca la finalul testelor Euro NCAP să obțină 5 stele. Protecția adulților a fost notată cu 89%, iar reprezentanții organizației Euro NCAP au identificat o mică problemă la nivelul airbag-ului pentru genunchi al șoferului. Acesta se pare că nu s-a activat suficient de repede. Mai mult, această problemă a fost identificată și în trecut în cazul testelor cu noul seria 5. Protecția copiilor a fost notată cu 86%, în timp ce protecția pietonilor, bicicliștilor și a motocicliștilor a primit 75%. Principala explicație constă în faptul că protecția în zona pelvisului a fost predominant slabă în timpul testelor. Sistemele de siguranță au funcționat corespunzător, iar X5 a obținut 75% în dreptul acestui capitol. Legat de noul Volvo XC90, noua generație a lui Volvo XC90 a avut cele mai bune rezultate ale sesiunii de testare. Pe lângă cele 5 stele de siguranță, modelul suedez se mândrește cu 97% din punctele disponibile pentru protecția adulților. Pe lângă cele 5 stele de siguranță, modelul suedez se mândrește cu 97% din punctele disponibile pentru protecția adulților, 87% din punctele disponibile pentru protecția copiilor, 72% din punctele disponibile pentru protecția pietonilor și punctajul maxim posibil pentru sistemele de asistență a șoferului, 100%. Chiar și așa, modelul suedez nu a primit punctajul maxim la protecția pasagerilor. Nivelul de protecție al tibiei dinspre interiorul vehiculului pentru ocupanții locurilor din față fiind notat cu adecvat la impactul frontal defazat. Iar la impactul frontal integral, protecția cavității toracice a pasagerului din spate a fost notată cu adecvat. La impactul lateral cu stâlpul, același calificativ, notat folosind culoarea galbenă pe zonele unde protecția nu este la nivelul bun, unde se folosește culoarea verde, a fost acordat la protecția cavității toracice. Totuși, dacă analizăm diferențele între cele două SUV-uri, vom vedea că Volvo conduce cu 97% versus 89% atunci când vorbim despre punctele disponibile pentru protecția adulților. ...72% din punctele disponibile pentru protecția pietonilor, în timp ce BMW X5 a primit un punctaj de 75%. Totuși, dacă revenim la sistemele de siguranță, care au fost notate cu 75% de euro în cap, revenim la modelul XC90, care este notat cu 100%. Deci, dacă analizăm și vrem să cumpărăm cel mai sigur SUV, este clar că ne vom îndrepta către XC90. După cum bine știm, suedezii au totuși o istorie în introducerea sistemelor de siguranță pentru mașinile de pasageri. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Și dacă vrei să vezi și alte video, nu uita să ne spui asta în comentarii. Pe curând!